Lori, vrei să te uiți la Venter cu mine? E pentru băieți. Eu vreau cu prințese. Atunci, vrei să ne jucăm Nu te supăra, frate? Nu, că tu te supăr ori de câte ori te bat. Lori, te rog, mai joacă-te Lego cu mine. Thomas, lasă-mă în pace. Nu vreau să mă joc cu tine. Ești prea mic. Eu sunt mult mai mare decât tine. Hei, e a mea! Dă-mi-o înapoi! Lori, te rog, nu fi rea cu fratele tău, joacă-te cu el! Dar, mami, m-am plictisit deja! Atunci poți să te joci cu păpușile! Deja m-am jucat și cu ele! Poți să colorezi ceva frumos cu fratele tău! Dar am colorat 1000 de imagini! Nu mai vreau! Atunci, ce vrei să faci? Vreau să mă duc la prietena mea, Marta. Îmi pare rău, draga mea, dar nu ai voie să mergi la ea acum. De ce nu? Ea stă în blocul de lângă noi. Este așa de aproape. Îmi pare rău, Lori, dar chiar nu ai voie. Suntem toți în carantină din cauza coronavirusului. Dar știu că Marta nu are o coroană. Deși are multe papuși. Nu coroană, draga mea. Coronavirus este o boală care face bubă trupului tău dacă nu stai în casă. Bubă? Nu vreau bubă. Și toți copiii stau în casă ca să nu facă bubă? Da, scumpa mea, chiar și adulții stau în casă pentru că e periculos. Dar vreau să mă duc la Magda să mă joc. Doctorii nu pot să găsească o injecție pentru buba aceasta? Ei lucrează foarte mult ca să vindece buba aceasta. Vezi tu? Chiar și ei sunt de multe ori puși în pericol și sunt nevoiți să stea uneori departe de familie. Dar, mami, când bunica a fost în spital, ai spus că Dumnezeu că este cel mai mare doctor. Nu poate el să vindece buba aceasta? Oh, el chiar poate și ne rugăm pentru aceasta. Însă acum, noi trebuie să ne punem încrederea în el. Să fim pozitivi și să arătăm dragoste unii altora. Îi poți tu arăta dragoste lui Thomas? Este fratele tău și e mai mic ca și tine. Chiar are nevoie de dragostea ta. E prea greu. Nu știu de ce, dar când Thomas mă deranjează, mă supăr tare pe el și nu mă simt bine. Crezi că am boba aceasta? Coronavirus? Lori, dragă, asta nu vine de la coronavirus. Este o problemă pe care o are fiecare om din lumea aceasta. O problemă mai mare decât acest coronavirus. Se numește păcat. Este o boală? Am nevoie de injecție? Nu, nu este o boală, dar ai nevoie de doctorul cel mai bun, Iisus. Sunt Ana și ea este Laura. Împreună am făcut teatru de păpuși pe care tocmai l-ați urmărit. Laura, spuneai de o problemă mai mare decât coronavirus în... mai mare decât coronavirus în piesa noastră. Care să fie aceasta? Se numește păcat. Este o problemă în fiecare persoană, în un trup.
Ce? În fiecare persoană? Da. Chiar și copiii au păcat? Da. Wow. Gândiți-vă. Foarte des, oamenii cred că copiii au inimii ca apa aceasta. Mm-hmm. Nu este foarte modar, da? E bine. Dar, gândiți-vă. Pictura aceasta reprezintă lucrurile care facem. Dumnezeu ne-a spus că să fim cinstiți. Dar, ai mințit vreodată? Eu? Da. Și Dumnezeu ne-a spus să fim ascultători părinților. Dar nu suntem totdeauna ascultători. Dumnezeu ne-a spus să iubim pe alții. Dar vreodată ai lovit pe cineva, ai urât pe cineva. Așa este viața noastră. Și fiecare persoană. Chiar și tu? Ba da, și eu. Și mai mult, da? Fiecare dată care noi am făcut ceva care nu îi place lui Dumnezeu, atunci inima noastră devine mai mare. Wow, văd că s-a schimbat apa. Dar Laura, am crezut că Dumnezeu ne iubește. Da, Dumnezeu ne iubește foarte mult. Și El vrea să fie în viața noastră, dar vrei să bei apa aceasta? Nu. Nici eu. Vreți? Nu. Nici Dumnezeu nu poate să ne primească cu păcat în inima noastră. Asta este o problemă. Pentru că, cum ai spus, El ne iubește. El vrea să fie în viața noastră. Dumnezeu a găsit o soluție pentru problema aceasta. El a trimit. Dar dacă facem fapte bune, să zic, dau niște haine din garderoba mea la niște copilași. Hai să vedem, se schimbă? Vrei să vezi? Nu. Așa este. Chiar... Sau dacă mint o dată, dar de trei ori spun adevărul. Se schimbă apa? Rămâne aceeași. E mai bine? Nu. Da, rămâne același, dar este soluția. Care soluția? Dumnezeu a trimit Fiul lui Iisus. Iisus era 100% om, 100% Dumnezeu. El a trăit o viață perfectă, fără păcat. Dar El a luat pedepsia pentru păcatele noastre când El a murit pe cruce. Fără păcat, El a murit pentru noi pe cruce și a înviat după 3 zile. Și pentru că El este viu acum, noi putem să ne rugăm și să spunem, cum eu am făcut când eram copil. Și am spus, Iisuse, am păcătuit. Și eu mă încred în tine cu toată inima mea, că tu ești Dumnezeu. Și tu ai murit pentru mine pe cruce. Te rog, iartă-mă și fii în viața mea. Fii prietenul meu cel mai bun. Și fii numărul unu în viața mea. Și El a făcut asta. Și aș trebui să explic asta puțin cu asta. Crucea aceasta semnifica Iisus. Și așa că când eu pun crucea aceasta... Wow, se curăță șneapă! Da! S-a făcut clară din nou! Și așa că crucea aceasta
a curățit apă, când eu m-am rugat, Iisus a curățit inima mea din orice păcat. Wow! Și așa spune Biblia, oricine va chema pe numele Dumnezeu, Domnului, va fi mântuit. Va fi mântuit sau iertat de păcate. Sper că v-a plăcut, copii. Până data viitoare, să aveți zile plăcute și nu uitați, stăm acasă!